pe care am analizat-o cu atenție, veți vedea care este logica. Aceste subiecte, repet, au fost date la definitivat în anul 2024, pe 24 iulie, iar materialul complet îl au doar cei care achită pachetul complet. Mă puteți contacta pe Facebook, la Claudia Analitere, în cazul în care nu știți la ce mă refer când spun pachet complet pentru titularizare și pentru DEF, care vă ajută să obțineți punctajul maxim sau apropiat de cel maxim. Sau puteți scrie un e-mail pe ana.m.claudia@yahoo.com. Iată, care este cerința? Cerința este următoare. Să luăm fraza aceasta și să ne gândim care sunt subordonatele, care variantă este corectă. De bună seamă 1, că a reușit 2 să predea proiectul 3, măcar că nu se aștepta 4 să nu-l ajute prietenii 5 sau să-l lase baltă cu echipierii 6, de vreme ce e un tânăr creativ 7 și poate rezolva orice 8. Păi principala, independentă, autonomă și plină de bani, este de bună seamă. Că a reușit, de bună seamă ce? Lucrul ăsta e de bună seamă. Lucrurile astea sunt de bună seamă. Să zicem așa, da? Forțez puțin ca să aflu că pe 2 este o subiectivă. Că a reușit. Inclusă prin conjuncția subordonatoare, că. Ce a reușit individul? Să predea proiectul. Păi pe proiect l-a reușit. Sau pe predare a reușit tot, dacă vreau să fac dublare. Ceea ce înseamnă că pe 3 este completivă directă. Măcar că nu se aștepta, adică deși nu se aștepta, va fi o concesivă. Iată, măcar că locuțiune conjuncțională specifică acestei concesive, care este pe 4. La ce nu se aștepta? Să nu-l ajute prietenii, la lipsa ajutorului prietenilor. Deci va fi pe 5 o completivă prepozițională fără probleme și fără discuții. Să nu-l ajute prietenii. Sau să-l lase baltă cu echipierii, va fi coordonată pe 6, va fi tot prepozițională, coordonată disjunctiv cu pe 5. De vreme ce e un tânăr creativ. Din ce cauză să numim așa? De vreme ce? Din moment ce? Va fi o cauzală pe 7 și care se va coordona cu pe 8, coordonarea copulativă. De ce? Pentru că aici normal ar fi fost un element de relație eliptic. Element de relație eliptic. Ele sunt de același tip. Da? Așa că, dragilor, varianta corectă este 9D. Iată care este 9D. 9D este principala, 1. Subiectivă, 2. Directa, 3. Concesiva, 4. Prepozițională, 5. Încă o prepozițională, 5. Și cauzale ultime. Ultimele două. Și ultimul. Să corectăm. Vorbește în continuu de cât câștigă lunar și știi că noi convenisem împreună să eviți astfel de prieteni, fie cunoscuți din copilărie sau descoperiți recenți. Păi, corect e. Vorbește în continuu, o greșeală, de cât, altă greșeală, câștigă lunar și știi că noi conveniserăm să eviți astfel de prieteni, virgulă, fie cunoscuți din copilărie, fie descoperiți recent. 6 greșeli. 1, 2, 3, 5, 4. Eu de la 3 trec la 5, vă dați seama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baremul este aici. Eu vă doresc numai bine, sănătate, să vă ajute rezolvarea aceasta și să aveți parte de bine. La revedere!